zis că am apăsat unde trebuie. Replica, Doamne, nu cunoașteți. Eu sunt din neamul ungrilor. Marele trib al dacilor care a stat și a așezut timp de 1200 de ani unde vii banatul vostru până la nordul jumătății de Tisa. Acolo erau ungrii. Tribul dacilor, ungrii. Și mai la sud, mai la nord de ei, erau iasigii, cei veniți din Schitia. Deci, italienii știu asta. Numai noi spunem că se numește Ungrovlahia, care a fost al ungurilor, care au venit peste 1000 de ani acolo. Iată ce rușine am pățit, neștiind, și mi-am cerut iertare. Deci, rețineți, dragii mei, ungrii sunt cei de un neam cu noi care au dat numele ca și Panonia și Panonii, cei mai mari dintre luptătorii cu care a plecat în a doua ruire Celtoborei. Celtoborei. Anul 560 sunt pomeniți de Pitagora în legile sale morale și politice. Trebuie doar să citim și să facem cunoscut asta. Mi-am împlinit astăzi misiunea de a vă face cunoscut așa ceva. Despre carte, dacă se mai poate spune ceva într-un minut, pentru că ultimele două minute aparțin anfitrionului, rog pe Tudor Nedelcea, pentru că dacă o veți citi, dar o concluzie. Da. E o legătură între Părintele Părașa și această carte. Pentru că Părintele Statului Luș este ucenicul cel mai greunic al Părintelui Părașa și iată că o asemenea carte este absolut necesară, nu numai în cazul Părintelui, ci și în cazul altor personalități, pentru că ea va rămâne în posteritate pentru faptele pe care le-a făcut Părintele Statului Luș. Discutam cu un grădnicul de pomenire Tatian Geocliș și admiream că am cunoscut doi preoți grăini de Sfântulescu Pânta, de la Merii și de Părintele Statului Luș. Ei se lumina fața când auzea că iată sunt preoți adevărați care continuă la tradiție. Cam atât al Părintele State mi-a atras atenția să vorbesc cu Chris, să nu-l auzi acel lucru. Este lăudat în această carte, dar cu documente. Și acum, dacă îmi permite două propuneri, domnule general, că s-a discutat aici despre și procesul, poate adunarea de astăzi, asociația, face ceva. Să facem un apel la Parlament să schimbe legea prin care dă puteri de pline și discreționale acelui Institutului Vize, condus de un fiul unui fost marxist rodian. Pentru că acest Institut Vize are putere de plină asupra României. Iar în legătură cu Romul cu Vulcănescu, s-a făcut o apresă la Academia Română. Academia Română a refuzat să schimbe numele, s-a cerut să toate denumirile, așa ziselor legionari, Mitilă Volea Vulcănescu, n-a fost legionar, Mitilă Vulcănescu, Mitilă Volea n-a fost legionar, dar în schimb a intervenit să-i să ia titlul de cetățean de onoare a orașului Sergacea, să fie scoase pe greșit. Greșit că i-au luat numele. Da, un apel, poate, în această adunare, la organizațiile de aici, către Parlamentul României, pentru că legea prin care s-a dat aceste puteri discreționare a trecut pe tăcute de Parlamentul României. Trebuie modificată această lege. Ambasada Israelului s-a dezins de acțiunile Institutului Vize. Am comunicat cu scrisoarea ambasadei României, Israelului România, care spune că, sub drepturile voastre interne, noi nu avem nicio legătură cu acel institut. Deci, în cazul acum, să știe și Parlamentul să se ocupe și de problemele românești. A doua propunere, Vâlcea este, după cunoștințele mele, primul județ din țară care a făcut un cenotaf pentru vasile militare. Este nevoie, pentru că încă avem eroi al neamului, care nu-și găsesc liniștea pe pământ, că nu au un mormânt al lor. Este Mihai Vitea pe Tudor Vatulescu, pentru care episcopul Severinului, Nicodim, va face câte un cenotaf pentru fiecare. Pentru Mihai Vitea la Stehaia, pentru Tudor Vatulescu, la Cura Mormântului. Dar dumneavoastră la Vâlcea, e cazul să facem un cenotaf pentru Vâlcescu. Nu își are liniștea pe pământ. Va fi nevoie și de un cenotaf pentru Antonescu, un alt erou al neamului românesc, care, iată, acum nu are voie să-l pomenim. Poate acum, cum nu știu, de la Muzeu, la satul Bărcești,
se poate face foarte simplu cenotații de un mormânt fals, doar să scrii numele lui și să-l pomenești din o dată de an, de Sfântul Nicolae sau de ziua noastră. Vă mulțumesc! Sub rezerva a 1% eroare, îmi păstrez această rezervă, vă spun că nu e nevoie de cenotaf pentru Mihai Voivod Viteazu, pentru că cele două comisii, una de criminalistică și alta de antropologi, au identificat trupul Mihai Voivod Viteazu la mănăstirea Plăbiceni, de Leorman. Este, Plăbicenul este dincolo de ori, dar mănăstirea la Plăbii plăbitește acolo. Din 2010 până în 2017 s-au constatat toate aceste măsurători antropologice și antroponometrice, excepțional coincizând cu întreaga fizionomie și statura lui Mihai Voivod Viteazu. Singurul lucru care a rămas, binecuvântarea Părintelui Patriarh. Dacă ni se dă în cele din urmă această binecuvântare, vom face încrucișarea ADN-ului mamei Teofana de la Cozia, cu osemintele voievodului. O să se întrebe lumea de ce nu cu capul de la dealul. Avem explicații, dar asta nu face parte de domeniul public. Există certitudinea de 999,9 la 1000, ca trupul acela de 2 metri și 5 cm, fără dreaptă, fără coaste, așa cum a fost el tăiat la Turda, a dus la anul 1648 peste munți, așa cum spune cronica de la Viena, de către o ceată, atenție, o ceată de traci din Transilvania, din Transalpina, deși fiind de la Viena, vorbeau despre țara vlahilor ca fiind țara Transalpina, dincolo de munți. O ceată de traci, așa scrie în cronică. Corespunde exact cu anul retârnosirii, refaceri și retârnosirii acelei mănăstiri, după obiceiul pământului, stăpânul și voievodul acela a fost adus acolo, adus este singur mormânt, iar acolo, după moartea, după decapitarea sa, până în anul 1612, ceva ne-o spun și mai târziu, a stat ascunsă și a chivuțit soția lui, doamna Stanca. Deci toate se leagă, așa că avem un loc unde să mergem, pe 9 august. Noi toți care suntem aici și ne cunoaștem, suntem la Plăbiceni și slăvim cu rugăciune și închinare ziua tăierii capului Mihai Voivod Viteazu. Zi pe care am cerut-o Bisericii Ortodoxe Române să o pună în calendar, fără cruce, doar ca notificare, tăierea capului Mihai Voivod Viteazu. Ca oricare dintre celelalte care sunt înscrise acolo. Dar trebuie să nu uităm! Cel mai mare dușman al unui neam este uitarea. Uitarea de sine, apoi uitarea de celălalt. N-avem voie să o facem. Asta a fost completarea, să știm că există. Dar unul este Avea Antonescu, unul este Bălcescu, unul sunt ceilalți. Doar într-un mecanicism al cuvintelor, al discursului, îl rostim și l-am trecut la index. Iată câte seri. Repersonalizăm cu propria noastră trăire când folosim aceste incantații naționale. Numele lor sunt nume de rugă, nume de întărire, nume de întoarcere la obârșile noastre. Asta este chemarea. Și asta este ceea ce trebuie spus celor care, ca și un Wiesel sau un altul, produc o politică oficială antiromânească. Și noi stăm și ascultăm. Antiromânismul este la el acasă, produs de cei care pur și simplu vor să despărăm de pe această hartă a Europei. Ceea ce nu vom permite sub nicio formă. Lupta cu antiromânismul este menirea fiecărei picături de român. Sunteți în sală 150 de picături de români, haideți să facem mare degetare a românității și să blocăm această nimicnicie. Cu biserica împreună, cu patrioții, cu luptătorii, cu cei care sunt în marea oaste a conștiinței naționale. Pentru aia suntem aici. Să slăvim pe cel ce a fost o conștiință națională, Părintele Bărașa. Și noi să fim nu niște epigonii, nu, niște discipoli. Niște discipoli preamăritori și meritori în același timp de a aduce această politică mai departe. Părinte, ai un cuvânt.
să fac o completare la Mihai Videazu. Într-o discuție cu prietenul de suflet al domnului Tudor Nedelțean, mitropolitul Nestor, mitropolitul Nestor mi-a zis, Părinte Nicolae, am încheiat cercetarea canonică pentru Sfântul Mihai Viteazu. Nu știu ce s-a ales de aia, că nimeni n-a mai vorbit. Deci, înalt, dacă mai treia, înalt s-a simțit-o, la ora actuală era Sfânt. Există o comisie pentru canonizarea lui Mihai Viteazu, este condusă de Părinte Mitropolit Streza. Este reluat acum și ne ocupăm de acest lucru și fiți fără grijă că nu plecăm din lumea asta până nu o să vârșim cu trăiesc. Ca să nu mă lungesc, vă mulțumesc din suflet. Cuvintele sunt de prisos, sunt prea puține, ca să aduc mulțumiri tuturor, și mai ales celor care au venit de departe, pentru că toată lumea, prietenii mei din Vâlcea, au zis să facem separat o lansare de carte cu cartea mea dedicată. Dar am zis să o prezentăm astăzi, pentru că nu mai sunt alte zile și să mai ne împăunăm cu... Știe Dumnezeu de fiecare ce am făcut. Și amintea ei, domnul general de coluna lui Traian, când am ajuns la columnă cu traista și chiar cu traista cu cărți, am împărțit de jur împrejur, am lăsat iconițe, calendare cu tricolorul românesc, cărțile care le făceam la editura Veneții cu la vestire cu tricolorul pe copertă, și am zis ca să aduc și eu prinos de recunoștință dacilor de pe Polonia. Asta am să vă spun, că Badea Cârțan a fost acolo și a lăsat și a dus peste tot carte religioasă, la românii din diaspora. Mulțumesc foarte mult! Imaia aici, un ucenic al Părintele Vărașa, Părintele Marinescu, colegul meu de suflet, pentru care îi mulțumesc. Și... Vreți să ziceți două cuvinte? Da, pentru sfârșit. Mai am doi. Pentru mă opresc ca să... Spuneți-mi tot poful. Oful meu este să fim români adevărați. S-a demonstrat astăzi că românul este, într-adevăr, iubitor de limbă și de neam, așa cum ne-a lăsat testament și zestre bogată Părintele Vălaș. Să fim români ortodoxi. Să fim dacă români, așa cum am zis eu. Așa încât eu vă mulțumesc la toți. Domnul general, mi-a spus cu mare onoare că ați fost aici moderator și ne-ați îmbogățit cu anumite lucruri pe care nu le știau și nici eu nu le știam. Am vrea să mai mulțumesc la niște prieteni de la Craiova care au venit special. Am aici părintele Iorel Dică cu soția lui, o frumoasă lui proteasă. Îi mulțumesc că a venit. Domnului, un prieten adevărat de la Craiova, Ovidiu Bunea, pentru care așa te mulțumesc și le rămân recunoscător. Tuturor vă rămân recunoscător și rugător pentru toți care sunteți aici. Pentru că totdeauna ați fost modest și pentru că totdeauna ați dus carte și ați adus carte, astăzi Biblioteca Județeană Antim Ivireanu aduce ca simbol gândurile și cuvintele noastre frumoase, pentru că la început a fost cuvântul și Dumnezeu era cuvântul, iar noi cuvinte spuse din suflet vă dăruim ca simbol al prețuirii și în același timp cuvinte frumoase și alese pentru marele nostru înaintaș Bălașa, vom duce colegilor de la Biblioteca Județeană în privirea de Bălașa. Părintele a avut bunătatea să
pomenească pe martirul nostru creștin Mihai Jichelu. Profit de această ocazie ca să dau părintele și lucrarea mea, Mihai Viteazul Creștinul, susținută la congresul nostru apologic de la Buzău. Da. Dar mă scăc foarte puțin știu că este singurul monarh care s-a adresat unui papă cerându-i să revină la ortodoxie. Da. Și Vâlcea a spus așa, mai degrabă se face papa ortodox decât să trecă la catolicism. Și Vâlcea este datoare lui Mihai Viteazu, pentru că în Vâlcea este o biserică terminată de Mihai Viteazu, biserica Bucuioasa Paraschiva, începută de pe trașa Ștefan tatălui. Și am discutat, am vorbit cu un alt preasfințitul, să ca, și mă voi lupta pentru asta, ca viitor să facem o, nu știu cum va fi, să-i facem un bust la, chiar în curtea bisericii sau mai mult decât. Câte cuvinte și câte gânduri frumoase. Știu că fiecare dintre dumneavoastră ar avea ceva de spus. Fiecare dintre dumneavoastră s-ar putea exprima într-o metaforă mult deasupra celor care s-au exprimat până acum. Însă avem o rigoare a timpului. După câte... O clipă. Ne uităm la timp. Avem în sală încă 3 solicitări de luat cuvântul. 2. Dar eu nu mă mai pun pe scaun. De câteva când se termină toate cele 3 intervenții. O clipă. Părintele... A luat cuvântul. Pe ce? Aveți o problemă fixă? Nu, uite. Nu, problemă, nu. O completare, un comentariu? Aș vrea să o țin eu un discurs sau o comentare. Iertați-mă, un speech, așa cum se zice. Dar nu mai mult de un minut. Nu s-a auzit aproape mai nimic acolo. Dar nu-i nimic, poate le-au văzut în spate. Că cei din urmă vor fi cei din tâi. Că s-a vorbit de piatră. Eu sunt localnic al satului Piatră. Sunt locuitor și mă impresionează întâlnirea și o spun cu mare regret că se editează carte mai mult decât se citește de România. Cu regretul că suntem undeva la începutul și niciodată nu putem să ne luptăm atât de mult ca să ajungem la desăvârșire. Pe de altă parte, domnul Diaconu a consemnat patriotismul local. A pomenit de Valea Topolocului. Valea Topolocului este una din cele mai pitorești părinte. România curată, pe care nu se află coordinate, nu se află prea multe cârciu, deversări, substanțe toxice, sau mai știu eu ce. În altă ordine de idei, odată cineva, un mare actor, Mircea Diaconu, spunea pe postul național de televiziune că oamenii cam dispar dintre noi. Ne referim la câteva cazuri. Grigore Vieru, Ion și Aldea Teodorovici, Dumitru Tinu, George Puteanu, până la urmă și fratele Dumitru Panu Miseiu. Ăsta este pericolul în care a trăit și Iorga. Deci, aceste lucruri și trebuie conștientizate cei care ridică și care dau drumul la o scânteie, s-ar putea să îi ardă la tâlpi pe alții. Ce ne-a consemnat aici că România nu mai este condusă de noi, a spus un mare adevăr. Dacă stăm întotdeauna în ultima bancă, trebuie să ajungem și în primul. Pe altă, în altă ordine de ei, pentru că m-ați avertizat să nu vorbesc mult, am răsuit cartea lui domnul Sfori și mă uitam acolo că într-o exclamație spune: bătrâne patriarh, copiii tăi ți-au ascultat rugă. Cred că așa este. Cred că așa este frumos. Pe de altă parte, există și un mic antagonism. Noi susținem argeșenii că posada a fost lângă noi. Dumnealor, vâlcenii spun că posada a fost acolo. S-ar putea și ar fi foarte frumos să fim convinși că dacă nu mai sunt alte posade deocamdată, să intervină una ca să ne scoată din mocirile astea în care România a crescut. Sunt în asentimentul dumneavoastră, sper că nu am deranjat pe nimeni, pentru că nu sunt un intelectual, nu am masterate, nu am doctorate, am spus ceea ce crede, un om de la munca Crucii. Atât am vrut să vă spun. Mulțumesc foarte mult!
bine, cum vă numiți? Domnule... Gibaurel. Iorga spunea așa, într-un discurs la Academia Română, tot în anul 1922. Avem atâția în fața noastră care își arogă titluri de intelectual, alții chiar de dincolo, de nobili. Și vine acum replica. Singura noblețe pe care eu o recunosc, spunea Iorga în 1922, este noblețea țăranului român. Cel care știe să-și ude pământul cu sudoarea prin muncă și cu lacrimile prin jertfă. Așa că să nu mai invocați că nu sunteți intelectual. Atât timp cât intelectul vă funcționează, sunteți un intelectual. Sunt mulți care se dau drept intelectual, dar care gândesc doar cu ultimul neuron zburdanic căzut dincolo de fundul pantalonului. Colegul dumneavoastră, părintele care... Marinescu. Părinte. A 15-a ediție, am înțeles, a simpozionului. Prima ediție a fost la mine, în curte, la familia mea. Ca să vă vorbesc de părintele Bălașa, cred că săptămâni întregi sau luni întregi. A făcut parte din familia mea, părintele Bălașa. Deci faceți parte din istoria dumneavoastră. Ceea ce cred că n-am spus la simpozioane, cum l-am cunoscut prima dată pe părintele Bălașa. Părintele Bălașa era căsătorit la noi acolo în Sutești. Eram copil când a fost la o nuntă a fetei sale, dar în familie s-a auzit că a fost închis. Desigur știți că s-a dat drumul la deținuții politici în 64, da. Și eram elev la seminarul teologic la Craiova. Și vine cineva în pauză, cred că era, și zice, du-te până în biserică, te cheamă cineva. Intru în biserică, o scară, adică erau două, așa la intrare, acolo între naos și pronaos, și cu o căciulă în cap, era un om, dar era părintele Bălașa. Zice, da, unde ești? Sunt de la Sutești. Zice, eu sunt popa Bălașa. Eu atunci, imediat, minte de copil, zic, păi parcă erați închis. Zice, bă copile, deci de atunci folosea apelativul de copil. Bă copile, am găsit ușile deschise și am plecat. Și a sunat clopoțelul și atunci sunând clopoțelul, zice, du-te și tu, că sună de intrare. Deci despre părintele Bălașa aș putea să vorbesc foarte mult. Ceea ce ne-a lăsat el în urmă, nouă ca ucenici, ne-a lăsat foarte multe lucruri de făcut. În primul rând, el n-a apucat să facă o colecție de colinde în lerul ler. Și atunci, soției mele, Marioara Marinescu, i-a lăsat această sarcină și după moarte, după plecarea dintre noi, iată că s-a reușit această culegere și cu ajutorul profesorului Ion Bocșa, care este, desigur, și cântăreț, și părintele Bălașa ținea foarte mult la acest ler, care el spune așa, ler nu este o interjecție, nici un personaj mitologic, ci numele celor mai de seamă împărați daco-roman, Galeb cel bătrân și Galeb cel tânăr. Afirmația că ler ar fi interjecție este gravă, eroare care a prejudiciat continuitatea și trebuie scoasă din circulație. Așa este. Este adevărat, știți de ce? Mulți l-au contrazis chiar aici, în biblioteca asta. Când am început simpozioanele, știe părintele state. Și chiar aici l-au contrazis și părintele Bălașa a avut niște... Sunt și oameni aici, profesori, care s-au cam luptat. Și cu limba daco-română, tot așa, că nu e, că nu e. Și uite, s-a ajuns la concluzia părintelui Bălașa că limba daco-română, română, cum zicea părintele, nu este asta română, e daco-română, vine din timpul dacilor. Ce băi copile, cum n-a dispărut limba țiganilor și a dispărut limba dacilor sau lucruri din acestea. Deci, îmbucurător că ne întâlnim. Am ținut câteva simpozioane la Sutești. A fost ajutat și de primar. Dar în cele din urmă am zis așa, părintele state pot să confirme sau care sunteți acei care ați fost, am zis,
locul părintelui Bălașa și comemarea lui la episcopie, pentru că și, într-adevăr, s-a mutat la episcopie, datorită și părintelui care s-a îngrijit întotdeauna, părintele state, care a fost mai apropiat, a lucrat și aici la episcopie, și am zis chiar la sala palatului să ducem acest simpozion cât mai departe. E bine că s-a ajuns aici la a 15-a ediție și, în încheiere, pentru că l-am iubit toți pe părintele Bălașa, v-am spus, v-aș vorbi foarte mult, am foarte multe lucruri, mi s-a spovedit atâtea. Am fost, astăzi l-am pomenit pe Teoctis, patriarhul. Am avut bucuria ca să stau între doi patriarhi în 2001, la patriarhie, între patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctis, și între patriarhul de Drăgășani, părintele Bălașa, unde s-au destănuit unul cu altuia cu foarte multe lucruri. Am o poezie de încheiere, așa precum făceam întotdeauna, dedicată părintelui Bălașa. Iar ne-am adus aminte de tine, Sfânt Părinte, am răvășit prin lacrimi cetăți și amintiri, te-am căutat acasă și printre vechi morminte, sub aripă de îngeri și triste regăsiri. Te-am căutat în temniți și în lanțuri ruginite, în catedrale goale printre potire sfinte, în cărți, în descifrări de timpuri, prin ușile închise, tot rătăcind, Părinte, spre cer precum Ulise. Într-un mormânt uitat, o casă a coloanei, eu te-am găsit cu trupul înfăciurat de patim, o umbră dăltuită de dac în chipul sfânt icoanei, tu n-ai știut, Părinte, în viață să te clatim. Iar ne-am adus aminte de tine, Sfânt Părinte, când nu ți-ai lepădat credința sfântă a țării, te-am căutat acasă și printre vechi morminte, nu te-am uitat noi încă și nu te-am dat uitării. Vă mulțumesc! Mulțumesc.